prieteni, e 5:30 dimineața, e sâmbătă, m-a sunat Bogdan aseară, un prieten din Brașov, m-a invitat la el în weekend să ne antrenăm la studio și ce pot să vă spun decât că vă urez un weekend minunat, o să-mi pregătesc bagajul, vine Gabi Moia la gară și cu forțe proaspete ne apucăm de antrenament. Sper să urmăriți cu drag toată aventura mea de weekend și vă pup! No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Ne aștept cu nerăbdare să ajung în Brașov. Am plecat. A apărut și soarele într-un final. Nu știu, nimic nu mă face să mă simt mai bine decât faptul că niciodată nu stau locului și militez pentru mișcare. Fitness-ul e sănătate. De-abia aștept să ajung să-l văd pe Bogdan. E un tip foarte carismatic, foarte mișto și respect foarte mult munca lui și tot ceea ce face. O să-l cunoașteți cât de curând. Prieteni, am ajuns și la Brașov. M-am întâlnit cu Bogdan. Bogdan, vino cu el este Bogdan, tipul despre care v-am vorbit mai devreme. Și ce o să facem noi, Bogdan, acum? Primul lucru de când am ajuns aici. Ieșim cu Bobby la o bicicletă. Așa, și vizităm Brașov. Exact, văzut cu alții ochi. Ele, Bobby. Așa. Și ei sunt doi împătimiți ai sportului. Și tocmai de asta o să avem un weekend cât mai plăcut, pedalând și după ne antrenăm. Vă pup. Am luat bicicleta și suntem gata de treabă. Îi dăm drumul. Opa, sus, aer curat, mișcare, elemente cheie într-o sănătate. Și de-aia ultima. Sus cu ultima. Salut, Max, bine ai venit la Brașov. Bine te-am găsit. El este Bogdan, un prieten al meu din Brașov, trainer. Are studioul lui, care se numește BeFit Studio. Așa. Împreună cu Bogdan, care... Care Bogdan stă de vorbă, e într-o pauză de mandibulă acum. Așa. Bogdan, vreau și eu să-mi spui ce e fitness-ul pentru tine. Fitness-ul este bază. Okay. Fitness-ul este metoda în care îți cunoști cel mai bine corpul, metoda în care știi ce limite ai de depășit și știi ce ai de făcut la următorul antrenament, îți dai o progresie, dar asta numai într-o formă corectă. Corect. Să nu uităm. Prima oară forma contează și apoi viteza cu care execuție. Lucrurile astea se învață treptat. Și trebuie să mă spunem că fitness-ul este sănătate. Fitness-ul este sănătate. De drumul la mișcare. Continuăm mai încolo. Salut, Bobby! Salut! Neața! Neața! Cine este amic? El e cel mai nou membru BeFit. BeFit? David Nicola să-l cheamă. Salut, David! Salut! Salut, băieți! Salut, fete! Așa! Yay. Vreau să-mi prezint și mie studioul vostru, la care m-am antrenat cu drag, și să-mi spui un pic despre el, ce faceți voi aici la BeFit și ce...
elemente de fitness combinați și ce vreți voi să oferiți oamenilor. Hai înăuntru, în primul rând. Ok. Să-ți arătăm unde se întâmplă magia. Where the magic happens. This is where the magic happens. Stai așa un pic, avem training insane or remain the same. Bun. Frumos, ce avem aici? Zona de lobby, să zicem așa, aici facem consultațiile. Super. Vorbim un pic, discutăm despre nutriție. Bun. Despre ce face omul la modul general, ne cunoaștem în partea asta. Faceți anamneză? Anamneză, măsurători. Am înțeles. Foarte mișto. Și îi dăm mai departe. Îi dăm mai departe. Pam, pam. Zona de muncă. Da. Studio de functional training. Combinăm mișcări funcționale. Foarte de zi mișto. Cu zi, de la fandări, genoflexiuni, tracțiuni. Am înțeles. Foarte. Foarte. Aparat de gen TRX. Lucrăm cu benzi mult. Pe parte. Spalier. Am înțeles. Multe circuite. Foarte frumos. Ia uite, no pain, no gain. Repetiția mama învățăturii, frumos, consistență, controlează mișcarea. Forme vor spune. Under construction, să zicem. Da, e important că ați început. Am început treaba și ne mișcăm. Cu voie bună. Și ăsta micul se antrenează și el aici, nu? Bravo, tati! Bravo! Și ăsta mic se antrenează și el aici, da. Ce este fitness-ul pentru tine? Fitness-ul pentru mine este o stare de spirit. Super. Este bună stare din toate punctele de vedere. Este sport combinat cu nutriție. Super. Combinat cu odihnă. Neapărat. Și voie bună tot timpul. Ai, cu zâmbetul pe buze în permanență trebuie. Voie bună. Ia zi, Tati, bravo! Bravo, Tati! Bravo! Exact. Bine, îți mulțumesc frumos și ai un mesaj pentru cei care urmăresc vlogul MaxFit? Un mesaj pentru cei care urmăresc vlogul MaxFit. Țineți-vă de Max, în primul rând. E un băiat care știe ce face. Și doi la mână, stați activ, mâncați bine, odihniți-vă bine și fiți fericiți. Viața e scurtă. Mulțumim frumos, Bobby, și să ne mai întâlnim cu drag la antrenamente aici, la Brașov. O zi bună! Salut! Salut! Arde, uite cum arde. Dăm semnale cu fum să ne vezi de departe. Ar fi timpul. Așa, pregătim și un grătar frumos, corespunzător, elegant cât de cât. Yes. Să meargă cu sportul, nu? Să meargă, după antrenament trebuie și un grătar cu legume. Ce mai băgăm?
Băgăm un burger a la Beef Eat. Așa. Stropii cu muștar. Eu o să mănânc de curcan. Garnitură de... Da, pentru tine o să fie burger de curcan. Fără burger. Ceapă roșie cu oțet și sare. Fără sare pentru mine. Avem garnitură de vinete coapte, ardei copți. Un deliciu. Avem... Mamă, la ce foc. Avocado, salată de avocado, salată de roșii cu mozzarella. Oh, bun. Ce mai este? Multe, multe grăsimi sănătoase. Super. Proteine bune și foc să fie astea. Stay fit, be fit. Stay fit, be fit, have fun. Da. Hai, maxim vă pupăm. Ha 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 ha.